toate celelalte documente necesare. Sunt în jur de 40.000 de semnături care au fost trase în ultima săptămână și pentru lista de consilieri vreau să vă spun că nu s-au operat foarte multe modificări. De fapt, toți consilierii care au fost în actualul mandat și-au păstrat locul pe listă. Dintr-un punct de vedere pe care eu îl am ca și principiu, și anume echipa câștigătoare nu se schimbă. Mai mult decât atât, eu am fost foarte mulțumită de activitatea consilierilor locali și vreau să le transmit cetățenilor Craiovei care vor să mă voteze pe mine să dea și consiliul local, pentru că fără consiliul local eu nu aș fi reușit să fac absolut nimic în municipiul Craiova. Așa cum știți cu toții, Consiliul Local este un fel de parlament al Craiovei, acolo se iau toate deciziile importante. Primarul nu face altceva decât să le pună în practică. Și de aceea, pentru a putea să continui și în mandatul viitor toate proiectele pe care le am deja în derulare, voi avea nevoie de o echipă puternică în Consiliul Local a Alianței Electorale PSD plus UNFR. Am fost timp de 4 ani în această alianță electorală și de asemenea am fost mulțumită de colaborarea pe care am avut-o cu UNFR, motiv pentru care acum candidăm împreună sub aceeași zidă. Dar domnul viceprimar Genoiu, care este... Este o zi mare, este ziua în care am ales și am hotărât să mergem împreună. Este meritul doamnei primar, ca și cum să ține rândul sau echipă și se văd în oraș toate realizările și toate proiectele care încep să se finalizeze, chiar dacă ele au fost foarte mult timp criticate. Promite că în următoarea lună multe o să se finalizeze și o să vadă și fața frumoasă a lor. Și am hotărât să continuăm și să ducem mai departe proiectele pe care le-am început, așa cum și noi la rândul nostru am preluat și am continuat proiecte din alte mandate și le-am dus la cap. Suntem lângă dânsa și cerem tuturor colegilor și susținătorilor să ne ajute să avem un consiliu puternic care să poată să favorizeze o coeziune în administrația locală. Câți reprezentanți care se află pe 5 reprezentanți. Succes! Mulțumim mult de tot!